Dacă am întristat fratele Daniel cu ce ne-a spus despre acele cazuri dramatice, pe toți ne izbesc furtunile vieții mai mult sau mai puțin, dar ce bine este că l-avem pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor la cârma vieții noastre. Dacă ar fi să mă exprim așa în tip firesc, aș spune că pentru a scăpa de tristețe, cea mai bună terapie este să nu te mai gândești la ceea ce te întristează, ci la ceva mai vesel, mai îmbucurător. Întâmplarea aceasta cu Petru, care din pricina puținei sale credințe a început să se afunde și a strigat, Doamne, scapă-mă, mi-aduce aminte de anecdota aceea cu un credincios care în timp ce mergea pentru pădure s-a pomenit față în față cu un urs. Și de spaimă, în loc să spună, Doamne, scapă-mă, a zis, Doamne, binecuvântează ursul acesta cu gânduri creștine. Și Domnul l-a binecuvântat. Și ce credeți că a zis ursul? Că și ursul a avut ceva de zis. Mulțumesc, Doamne, pentru masa aceasta. Mă gândesc că poate lucrul acesta s-a întâmplat pentru că acel credincios a zis, Doamne, scapă-mă! Iată rugăciunea pe care trebuie să o rostim când ne lovește necazul brusc și nu mai avem timp să ne căutăm cuvintele ca să alcătuim o rugăciune așa mai deosebită. Desigur, nu după anecdote trebuie să ne luăm noi, ci după cuvântul lui Dumnezeu. Vom rămâne tot la Evanghelia după Matei. Vom merge puțin mai departe și vom deschide la capitolul 17. Cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 1 până la versetul 13 inclusiv. Pasajul acesta se intitulează Schimbarea la față. Matei 17, de la 1 la 13. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe care era el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el s-a ascultat. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au spăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare, să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare, oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ce au făcut cu el, ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. După mărturisirea lui Petru, mărturisire pe care n-a făcut-o prin el însuși, ci în urma descoperirii divine, anume că Domnul Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și după vestirea patimilor Domnului Hristos, a avut loc acest eveniment, această minune a schimbării la față, pe care o înțelegem ca pe o întărire a Domnului Hristos și a ucenicilor Lui în vederea patimii care se apropia.
El este relatată și de Marcu și Luca, dar și în Ioan 12 cu 28 citim despre ceva asemănător. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Datarea după 6 zile probabil se raportează față de data când a avut loc mărturisirea lui Petru. Această retragere la o parte pe munte a fost inițiată de Domnul Iisus în vederea rugăciunii. Unii sunt de părere că ar fi fost vorba de muntele Tabor. Alții că ar fi fost vorba de lanțul muntos din vecinătatea Cezareei lui Filip. Înclinăm să credem această a doua variantă, deoarece mărturisirea lui Petru și vestirea patimilor Domnului Hristos au avut loc pe când Domnul Hristos împreună cu ucenicii se aflau în ținutul Cezareei lui Filip. Este însă numai o presupunere. Realitatea este că nu știm precis, deoarece cuvântul nu ne spune. Și acolo unde cuvântul tace, e bine să tăcem și noi, deoarece putem aluneca foarte lesne în tot felul de speculații. Domnul Iisus i-a luat cu el pe cei 3 ucenici, care l-au însoțit și în grădina Getsimani. Comparația cu Getsimani ne arată că Domnul Iisus dorea să ceară în rugăciune, înțelepciune și putere în vederea patimii care se apropia. Iar minunea schimbării la față a fost un răspuns la rugăciune. Cei 3 ucenici sunt menționați cu numele Petru, Iacov și Ioan. Ei au fost martori și la învierea fiicei lui Iair, l-au însoțit pe Domnul Iisus și în grădina Getsimani și pe muntele Măslinilor, înainte de înălțarea sa la cer. Are vreo importanță aici numărul 3, potrivit cu numărul 35 cu 30 sau Deuteronom 17 cu 6, în vechime orice sentință se pronunța numai pe baza mărturiei a 2 sau 3 martori. Domnul Iisus știa ce are să se întâmple, de aceea i-a luat cu el pe cei 3 ca să fie martori la minunea schimbării la față. Minunea aceasta este relatată în cuvinte puține, dar lucide. Relatarea biblică este și de data aceasta contrară romanelor de senzație. Cuvântul lui Dumnezeu nu vrea să impresioneze pe nimeni, ci doar să relateze faptele așa cum s-au petrecut ele. Ce s-a întâmplat de fapt? Înfățișarea Domnului Hristos s-a schimbat. El a rămas același ca persoană, numai înfățișarea lui s-a schimbat. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumină. Această schimbare la fața Domnului Iisus ne aduce aminte de schimbarea sa după înviere. Și de asemenea ne aduce aminte de fața lui Moise care a strălucit pe munte, așa cum citim în Exod 34 cu 29. În același timp ne gândim că materia este un lucru trecător din care este alcătuit trupul nostru. Materia trupului nostru poate fi schimbată oricând de Dumnezeu. Așa cum se va întâmpla la revenirea Domnului Hristos, când credincioșii nu vor mai avea un trup din carne și sânge, ci vor primi un trup nou, de slavă, potrivit cu ceea ce citim în 1 Corinteni 15. Schimbarea la fața Domnului Hristos a fost percepută de cei 3 ca pe o strălucire a slavei divine, de care Petru își va aduce aminte mai târziu și va scrie în cea de-a doua sa epistolă, capitolul 1, începând cu versetul 16. Haideți să citim împreună acest pasaj. A doua Petru 1, de la 16 la 18. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite,
ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci l-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Tot atunci s-a mai întâmplat ceva. Și iată că l-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. Moise este reprezentantul legii, iar Ilie reprezentantul prorociei. Ei n-au stat mult ce au vorbit cu Domnul Iisus. Despre ce anume, cuvântul nu ne spune. Probabil subiectul discuției lor a fost întărirea Domnului Hristos în vederea patimii care se apropia. Moise și Ilie ne arată spre scopul măreț al mântuirii de păcate și al consumării împărăției lui Dumnezeu. Toți morții așteaptă mântuirea. Nici neprihăniții Vechiului Testament nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu fără sângele Domnului Hristos vărsat pe crucea de pe Golgota. Dar ce înseamnă expresia aceasta, li s-a arătat? Moise și Ilie nu au apărut numai așa ca idee, ci ei au avut un fel de trup. Au apărut în mod real și această realitate a apariției lor l-a făcut pe Petru să spună aceste cuvinte: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Petru se vedea deja în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta reflectă un vechi tipar al comportamentului omenesc. Deoarece omul experimentează prezentul ca pe o lume întunecată, el tânjește mereu și mereu după un loc ceresc de popas și vin. Toată viața lui omul nu poate să scape de acest dor pe care Augustin l-a exprimat prin aceste cuvinte. Inima mea este neliniștită până când se va odihni în tine Dumnezeu. Cu toate acestea, omul își trăiește viața. Dumnezeu ne dă aici pe pământ slujbe și scopuri. Însă nu trebuie să pierdem niciodată din vedere ținta. Deși îl înțelegem bine, Petru dorește aici un lucru greșit. Să ne oprim însă asupra felului în care îi se adresează el Domnului Iisus. Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Expresia este bine să fim aici ar putea fi tradusă și ar trebui să rămânem aici. Sau mie mi se pare că ar fi bine să rămânem aici. Observați cum se adresează Petru Domnului: Doamne, dacă vrei. Prin urmare, rugămintea lui nu este încăpățânată, ci supusă voiei Domnului. La fel s-a rugat și leprosul: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Sunt și rugăciunile și planurile noastre determinate de acest dacă vrei? Iată o întrebare pe care trebuie să ne o punem cu toții. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Spre deosebire de ceea ce glasul divin a spus la botezul Domnului Hristos, acum adaugă aceste cuvinte: de El să ascultați. Este o poruncă a Tatălui pentru ucenici ca să asculte de Domnul Iisus pe drumul patimilor
sale. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. După cădere am păcat de fiecare dată când omul a experimentat apariția unui înger al Domnului, s-a înspăimântat și a căzut cu fața la pământ. Ce deosebire între acest fel de comportament, între această atitudine și întâlnirile acelea minunate din răcoarea dimineților din Eden, când Dumnezeu se întâlnea cu omul și stătea de vorbă cu el înainte de căderea în păcat. Este și această spaimă a întâlnirii cu Domnul tot o consecință a căderii în păcat. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: sculați-vă, nu vă temeți. Așa cum Domnul Iisus s-a atins adesea de bolnavi și a vindecat, tot așa s-a atins acum de ucenici și i-a ajutat să-și vină în fire. Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Expresia aceasta, Iisus singur, implică un simbolism profund. Cândva, poate când vom fi pe pat de suferință și cei mai mulți dintre prietenii noștri ne vor părăsi, Domnul Iisus va fi cu noi și atunci, ca să ne călăuzească și să ne treacă cu bine dincolo. Dar și din perspectiva mântuirii este valabil acest Iisus singur. Numai El ne poate mântui. Niciun merit propriu, nicio auto-îndreptățire. Numai Domnul Iisus ne poate mântui și ne poate elibera de păcate. Nici Buddha, nici Confucius, nici Mahomet, nici Moise, nici Ilie nu ne pot mântui de păcate. Și numai Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Este o poruncă asemănătoare cu cea din capitolul anterior, versetul 20. Domnul Iisus nu vroia să fie propovăduit înainte de moartea sa pe cruce. El întotdeauna a avut grijă ca nu cumva să ofere ispititorului un flanc descoperit înainte de a învăța să asculte și de a fi făcut desăvârșit, așa cum citim în Evrei 5. Ucenicii au pus întrebarea următoare: oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Credința vie pune întrebări. Noi ne cam temem să punem întrebări ca nu cumva să iasă la evadă faptul că nu știm anumite lucruri. Eu, de pildă, mă feresc cu grijă să vorbesc din acele cuvinte, pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu asupra cărora nu am lumină prea multă și las pe alții mai spirituali să o facă și în felul acesta aflu și eu ceea ce nu știu încă. Bine este însă să îndrăznim să punem întrebări. Nu reiese cumva din întrebarea ucenicilor ideea că apariția lui Ilie pe munte ar fi o împlinire a profeției din Maleahi 4:5? Ei nu pot face această legătură între Ilie și vremea patimilor Domnului Hristos care și Domnul Hristos. Cărturarii evrei aveau într-adevăr dreptate când spuneau că mai întâi trebuie să vină Ilie. Dar ce le răspunde Domnul Iisus? Drept răspuns, Iisus le-a zis: este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan
botezătorul. Ce bine este când îl întrebăm pe Domnul Iisus cu privire la un lucru sau altul. Spuneam un frate la o strângere la o altă cu frații lucrători pe țară, că cine întreabă este prost numai o dată. Altfel riscă să cam rămână așa. Bine este să-L întrebăm pe Domnul Iisus, pentru că numai atunci vom primi un răspuns bun și sănătos, fie direct, fie prin intermediul altor credincioși. Domnul Iisus nu a pronunțat direct numele lui Ioan Botezătorul, însă referirea la el este foarte clară. Mai degrabă este vorba aici despre Duhul de prorocie care a fost și în Ilie de odinioară, și în Ioan Botezătorul de mai târziu, ultimul și cel mai mare dintre proroci. Și Domnul Iisus spune că ei, evreii, au făcut cu Ioan Botezătorul ce au vrut. Ioan Botezătorul a propovăduit pocăința spre iertarea păcatelor. Dar puțini au fost aceia care l-au luat în seamă și s-au conformat. Cei mai mulți au făcut cu el ce au vrut, adică l-au omorât. Moartea lui Ioan Botezătorul este pentru Domnul Iisus acum ca o profeție a propriei sale morți care se apropia. Spuneam că evreii au făcut ce au vrut cu Ioan Botezătorul și apoi cu Domnul Iisus. Noi ce facem cu El? Îl respingem sau îl primim în inimile noastre ca Mântuitor și Domn și îl urmăm spre slava numelui Său și binele nostru veșnic? Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.